Bun găsit, actuală regională începe, doamnelor și domnilor. Avem la dispoziție astăzi 20 de minute, așa că intrăm direct pe fondul problemelor cu un material pentru primul subiect. Îl vedem. Imaginea originală arată ceva de genul acesta. Deci este o imagine care se vede alb-negru. Practic nu este controlat, are doar structurile inițiale. Și medicul, practic, ce face? El stă și pe imaginea asta neconturată, în mod normal, sau cum se face munca în momentul de față, ia un tool de genul acesta și conturează fiecare structură în parte. Deci durează foarte mult. Software-ul nostru face chestia asta automat. Într-o fracțiune de secundă, practic. Fără ca... Uite, este și greșel dacă te grăbești, trebuie să vii să corectezi. Dragoș Duș este coordonatorul echipei care de aproximativ 2 ani și jumătate lucrează intens la un soft care îi va ajuta pe radioterapeuți și implicit pentru ca bolnavii de cancer să poată beneficia cât mai repede de un tratament. Platforma este una destinată medicilor cu scopul de a eficientiza procesul de conturare a tumorilor din cadrul radioterapiei. Eu lucram în Germania la un institut de cercetare unde elaboram algoritmi de inteligență artificială pentru diagnoza și tratarea cancerului și discutând cu colegii de acolo, oarecum am descoperit nevoia asta foarte mare pe partea de radioterapie, pentru că, de exemplu, la nivel european, doar 75% din pacienții bolnavi de cancer care au nevoie de acest tip de tratament primesc tratamentul adecvat. Durata mare pentru conturarea tumorilor nu este doar în România. Această problemă se regăsește și în spitalele și clinicile din Europa. Procesul de radioterapie, practic, noi încercăm să distrugem tumora cu o radiație externă, iar în procesul acesta trebuie să identificăm tumora pentru a putea să o targetăm cât mai bine și în același timp să evităm organele așa zise la risc, care sunt organele foarte apropiate de tumora canceroasă și care sunt expuse unui risc de iradiere. Și pentru a face acest lucru trebuie să întocmim ca un fel de hartă 3D a pacientului, se face o imagistică de obicei CT, dar uneori și RM. Și pe baza acesteia se conturează. Ce înseamnă se conturează? Efectiv se delinează tumora respectivă și organul la risc pentru ca acea hartă să poată să fie transmisă către aparatul respectiv și pacientul tratat. În spatele platformei este o echipă multidisciplinară. Tinerii și-au prezentat aplicația la mai multe evenimente, iar feedback-ul a fost unul pozitiv. Feedback-ul a fost unul foarte bun și chiar avem multe clinici care așteaptă să fie gata și să-l poată folosi. Când va fi gata? Varianta beta ne propunem să fie gata la sfârșitul primului trimestru din anul viitor și, bineînțeles, pe parcurs probabil vor exista îmbunătățiri. Suntem 10 persoane în total, 8 dintre noi sunt persoane tehnice cu studii și cu experiență atât la centre de cercetare a cancerului, cu studii de masterat și doctorat, la fel pe inteligență artificială, pe machine learning în străinătate, lucruri de care suntem foarte mândri. 2 dintre noi suntem focusați pe partea de business, pe partea de marketing, finance, resurse umane, atragere de fonduri. Noi am făcut întâi un research pe piața din România, unde sunt undeva la 44 de clinici care folosesc radioterapia, atât clinici private cât și spitale de stat. Am început întâi prin a aborda medicii radioterapeuți de la clinicile, respectiv spitalele de care folosesc radioterapia și am reușit să încheiem câteva parteneriate care ne și... cu ajutorul cărora reușim și să ducem la bun sfârșit varianta beta a produsului și acum targetăm cât mai multe clinici din România și încercăm să ieșim și pe piața europeană. Numai anul acesta s-au investit 250.000 de euro în crearea softului. Bun, am văzut în acest material de prezentare despre ce este vorba. Practic o aplicație extrem de inteligentă care vine în ajutorul bolnavilor de cancer. Sunt foarte mulți bolnavi de cancer care, din păcate, nu primesc sprijin, iar radioterapia este un astfel de sprijin. Iar cu această aplicație, făcută de niște tineri energici, ambițioși, lucrurile s-ar putea să arate bine pentru viitor. Invitații mei sunt Diana Andrițchi, cofondator aplicație, și Dragoș Dușe, fondatorul acestei aplicații. Bine ați venit la Actuală Regional și vă felicit pentru această idee grozavă. În timp, ea își va arăta cu adevărat, să spunem, răspunsurile pentru cei care apelează la voi. Hai să încep cu Dragoș. Ți-ai făcut studiile în afară și cred că te-ai inspirat foarte mult de ce se întâmplă. Ai spus că ai fost în Germania, ți-ai făcut aceste studii. În Germania, cum e situația prin comparație cu România? Ca să vedem unde suntem noi. În primul rând, bună seara și mulțumim pentru invitație.
Da, într-adevăr, m-am petrecut timp de 3 ani și un pic în Germania și am avut ocazia să învăț din practicile și metodele pe care le folosesc ei pentru a trata cancerul. Bineînțeles, pentru că inteligența artificială este tehnologie emergentă, aș spune că nu există o diferență foarte mare între o țară vestică și ce se întâmplă în România, pentru că în România deja există un nucleu de persoane foarte calificate pe partea de IT în general și în special pe inteligența artificială, deci asta s-ar putea să fie un domeniu unde putem să ținem pasul mai bine. Dragoș, ai spus foarte bine. Avem specialiști IT, avem aplicații, avem poate și echipamente, dar există un procent foarte mare de populație care nu are norocul să aibă parte de radioterapie. Din ce cauze se întâmplă, dacă cumva te-ai interesat? În special, lucrul acesta apare din cauza lipsei de personal medical. Există și alte motive, de exemplu faptul că nu există centre în apropiere, lipsa unui buget pentru cazare, transport și așa mai departe, chiar dacă costurile tratamentului sunt deduse din asigurarea medicală, există anumite costuri adiacente pe care unii pacienți nu și-i permit. Dar în special, principalul motiv este lipsa de infrastructură și de personal medical. Hai să vedem, Diana, ce ne spune legat de această aplicație, dacă ea poate fi o prelungire a ceea ce se întâmplă în mod clasic pentru bolnavii de cancer, în ceea ce înseamnă radioterapia actuală și de care, să spunem, pot beneficia într-o măsură sau alta românii care sunt loviți de această boală cruntă numită cancer. Această aplicație este o prelungire, este ceva benefic sau este doar un proiect de început pe care voi îl experimentați și vreți să ajungeți cu el la un anumit nivel? Să vedem ce ne zice Diana. Din studiile pe care le-am făcut noi și din discuțiile pe care le-am avut cu medicii și practic am încercat să vedem ce tool-uri folosesc ei, cât de utile sunt și cam cât timp durează pentru ei să facă acest task de conturare. Și există într-adevăr anumite tool-uri semi-automate care nu au la bază inteligența artificială, dar le vin cumva în ajutor. În schimb, deși există, practic, pentru a face o conturare completă pentru un pacient, durează între 3 și 4 ore. Și atunci consider că softul nostru nu ar zice neapărat că e o prelungire, e ceva foarte, aș zice, revoluționar chiar, având în vedere că include și partea de inteligență artificială și că reduce timpul de la acele 3-4 ore până la câteva minute, 1-2 minute. Și atunci aș zice că e ceva complet nou și cu siguranță ar veni în ajutorul medicilor și practic, beneficiarul final este pacientul pentru că ar crește cumva capacitățile medicilor și ar putea să proceseze mai multe dosare medicale. Și speranța de viață a pacientului, fără doar și poate. Exact. Și te-aș întreba, dacă acest sistem este brevetat, este acceptat de specialiștii din România sau este la început de drum? Noi suntem practic la stadiul de dezvoltare al produsului, ne propunem să fie gata cel puțin varianta beta în primul trimestru al anului viitor și în paralel suntem în proces de obținere a acreditării, care este, aș zice, un proces destul de lung și complex, dar bineînțeles nu imposibil. O să mergem direct spre varianta de acreditare la nivel de Uniunea Europeană, deci nu doar pentru România, astfel încât să putem să oferim softul nu doar clinicilor de aici, dar și în UE. Voi veniți cu softul sau veniți și cu specialiștii care au creat acest soft pentru a ajuta pe medici și unde veți implementa acest soft? În spitalele private, în spitalele publice? Cât de costisitor e acest soft pentru aceste instituții și mai ales pentru pacientul care dorește să-și rezolve o problemă? Tot pentru Diana întrebarea, după care revin la colegul nostru Dragoș. Deci noi venim cu softul, dar bineînțeles pentru partea de acomodare vom veni poate și cu suport pentru medici, deși softul nostru va fi foarte user-friendly, foarte, ne vom strădui să fie adaptat cât mai bine la nevoile medicilor și să fie foarte intuitiv, deci cel mai probabil nu va fi nevoie de foarte mult training la început pentru că va fi oricum foarte, foarte ușor de folosit. Deci, în principiu, noi vom oferi softul. La întrebarea legată de dacă este costisitor,
aș zice că la o primă impresie ar putea să pară că da, pentru că este, dacă este vorbim despre o licență, este vorba de câteva zeci de mii de euro, dar dacă e să ne gândim pe termen lung la toate costurile pe care le reduce, considerăm că este un preț foarte corect, aș zice. Da. Bun. Să-l întreb acum pe Dragoș următorul lucru, dacă și-am reținut chiar de la Andrei această chestiune, de la Diana această chestiune, și anume timpul foarte mic în care primește pacientul rezultatul, de la câteva ore în mod normal la câteva minute. Cât de fidel este acest rezultat la momentul de față? Și întrebare suplimentară, cum vă pot găsi cei care au nevoie de voi și voi chiar din acest moment să-i puteți ajuta fizic, efectiv, palpabil? Da, deci după cum ai spus, este foarte important nu doar faptul că pacientul se poate trata, ci și cât de repede, pentru că fiecare lună de așteptare pentru anumite tipuri de cancer poate să reducă rata de supraviețuire cu până la 13%. Cât de precis este software-ul? Pentru că software-ul folosește inteligența artificială care practic învață precum un specialist, precum un om să facă acest lucru. El are ocazia să învețe de la mai mulți specialiști, pentru că noi lucrăm cu foarte multe date, cu peste 10.000 de pacienți în momentul de față și software-ul are ocazia să învețe de la mai mulți specialiști să facă acest lucru. Și pentru că opinia mai multor specialiști dată de către software este mai bună, poate în medie, decât opinia unui singur specialist, software-ul va avea o acuratețe cel puțin la fel de bună precum. Bun, dragi colegi, mulțumesc foarte mult și vă urez succes cu această platformă, să fie de folos celor care au nevoie. Mulțumesc pentru participare. Trecem la subiectul 2 de astăzi. Un subiect la fel de important, care vorbește cam așa și zice cam așa. Sunt foarte mulți oameni care mor din cauza consumului de alcool și de droguri la volan. Ori ISJ Cluj vine cu o idee grozavă și implementează un proiect prin care încearcă să educe tinerii din școli că trebuie să fie departe de aceste vicii, alcoolul și drogurile la volan, în contextul în care mortalitatea pe șosele din România este una foarte mare. Inspectorul general al ISJ Cluj este alături de noi. Vedem un material și revenim la doamna inspector. 9.000 de elevi clujeni vor participa la proiectul de educație rutieră Be Cool Gândește Înainte, care își propune să atenționeze tinerii cu privire la pericolele în trafic, având în vedere că mulți dintre ei urmează să obțină permisul de conducere. La sesiunile online vor participa elevi din clasele a 11-a și a 12-a. Este un proiect de conduită preventivă, este un proiect de conștientizare și responsabilizare a tinerilor cu privire la riscurile la care se expun în contextul adoptării unei conduite nesănătoase, mai ales în calitatea acestora de conducători auto și de elevi care se pregătesc pentru dobândirea permisului auto. Be Cool Gândește Înainte face parte dintr-un program gratuit de conducere preventivă demarat în România cu ajutorul echipei campioane naționale de raliuri Napoca Rally Academy. În cadrul acestor întâlniri ne bucurăm să îi putem avea alături pe toți partenerii instituționali. Este vorba despre reprezentanții Napoca Rally Academy care susțin activitățile online cu elevii claselor a 11-a și a 12-a. De asemenea, sunt reprezentanții din cadrul Serviciului Rutier, Inspectoratul Județean de Poliție al Județului Cluj, sunt colegii din cadrul Agenției Naționale Antidrog, Centrul de Prevenire și Consiliere Antidrog, de asemenea, reprezentanții Brigădii de Combatere a Crimei Organizate și, nu în ultimul rând, reprezentanții autorităților publice locale și județene. Scopul principal al proiectului este prevenirea accidentelor. Potrivit datelor furnizate de Poliția Română în luna august, în țară s-au înregistrat 2586 de accidente grave. Deși numărul acestora este mai mic față de anul trecut, numărul deceselor este în ușoară creștere. Principalele trei cauze ale accidentelor grave sunt viteza neadaptată, urmată de traversarea neregulamentară și deplasarea pietonilor pe partea carosabilă. Discutăm despre acest subiect în partea a doua. Marinela Marc, inspector școlar general ISJ Cluj. Bună seara, doamnă! Mulțumesc că sunteți cu noi!
Bună seara, mulțumesc și eu pentru invitație. Doamna inspector general, ați pornit de la o statistică în mod particular care privește, să spunem, tinerii care au carnet și sunt liceni, care sunt implicați în astfel de evenimente rutiere nedorite cu consum de alcool și consum de droguri, sau este doar un program pe care îl puneți acolo la mapa generală a inspectoratului, ca să înțelegem de unde ați pornit cu această campanie, care, da, este binevenită. Ați pornit de la o statistică, ați pornit de la niște chestiuni practice sau pur și simplu a fost o ofertă din partea unei alte asociații de prevenție în această zonă și doar atât? Vă rog. Acest proiect s-a desfășurat și înainte de acești ani școlari cu pandemia care ne-a blocat cu totul și a avut un foarte mare succes în rândul tinerilor. Proiectul în sine a pornit și de la statisticile Inspectoratului Județean de Poliție, dar și de la un chestionar pe care compania Ford, care este partea acestui proiect, l-a derulat într-o anchetă pe un eșantion de aproximativ 7.000 de tineri, din care au reieșit niște cifre îngrijorătoare pe care le știam și noi, în sensul că foarte mulți tineri depășesc limita de legală de viteză, vorbesc la telefon sau trimit mesaje în timp ce conduc autovehiculele, nu poartă centură de siguranță, unii consumă alcool sau droguri și de aici foarte multe accidente care, din nefericire, unele se soldează și cu pierderi de vieți omenești. Practic, noi am început în acest an școlar să reluăm multe din parteneriatele educaționale pe care le Inspectoratul Școlar Județean Cluj le derula și înainte de 2020, pentru că ne-am obișnuit să trăim și cu acest virus printre noi și viața trebuie să continue cu bune, cu rele, iar activitățile extracurriculare reprezintă o componentă foarte importantă pentru... Așa este, dar eu vreau să vă întreb în ce măsură veți implementa, doamna inspector general, acest proiect, să nu fie doar unul la nivel teoretic, cum va fi susținut el în online, fizic, cu ce specialiști, în ce măsură credeți în viabilitatea acestui proiect, pentru că educația rutieră în școli este una binevenită în acest context al mortalității pe șosele din România și țin minte că chiar eu am prins momentul în care ieșeam în stradă puși de profesori mai cu mulți zeci de ani în urmă, cu un baston reflectorizant, cu mănuși și cu o vestă și opream la trecerile de pietoni mașinile, chiar aveam și un fluier. Așa era în perioada aceea. Deci, proiectul în sine este unul bun. Cum îl vedeți dumneavoastră ca fiind implementat și de aici să tragem concluziile că tinerii noștri au învățat ceva? El se va implementa, deci în perioada de desfășurare în acest format online va fi luna noiembrie în liceele clujene. Practic, după orele de curs, elevii pe platformele pe care ei le folosesc pentru desfășurarea activităților de învățare vor interacționa cu reprezentanții NAPOCA Rally Academy, vor avea parte de filmulețe, de discuții interactive cu Bogdan Marișca și cu alți reprezentanți ai companiei Ford. Vor putea pune întrebări, li se vor putea prezenta tot felul de materiale într-o manieră interactivă. Eu am participat la aceste activități și în format fizic și aveau foarte mare succes, spre deosebire de orele de dirigenție, unele plictisitoare în care diriginții sau alți invitați încercau să facă educație rutieră cu acești tineri. Eu cred că ele vor avea impactul pe care l-au avut și activitățile față în față și sper ca în momentul în care va scădea rata aceasta de infectare și ne vom putea întoarce și la multe alte activități desfășurate față în față, să extindem aceste activități și în formatul fizic obișnuit, poate undeva spre sfârșitul anului școlar. Încercăm să mutăm, vă rog, dacă aveți o completare. Vreau să vă spun că impactul este altul când în fața elevilor vine un participant la raliuri care are o manieră cool pentru ei de abordare a acestor realități care se întâmplă pe șoselele noastre, care le mai prezintă și anumite filmulețe cu
efectele nefericite ale accidentelor care se întâmplă din cauza nerespectării regulilor și credeți-mă că mulți dintre tineri deja au altă atitudine după ce văd aceste lucruri spuse într-o manieră apropiată atitudinii și modului lor de relaționare. De a percepe. Așa este. Încerc să mut puțin discuția, că ați adus în atenția noastră, până la urmă, rata de incidență, ați vorbit de COVID și sunt nevoit să vă întreb cum stăm cu rata de incidență, cum stăm la nivelul școlilor cu prezență fizică sau online. Trebuie să mutăm discuția pentru că este foarte important să știm Clujul cum arată din punct de vedere al educației în școlile județului. Pe de o parte, pe de altă parte, să ne dați și o veste de la Ministerul Educației, dacă o aveți, dacă nu, o să vă ajut eu, legată de aceste teste obligatorii care sunt pe bază de salivă și care vor fi făcute în școli, cât de repede ajung ele și efectiv putem testa, căci așa spun specialiștii, e singura soluție prin care putem scăpa de acest COVID blestemat. Da, vinerea este ziua în care centralizăm aceste raportări din școli vis-a-vis de rata de vaccinare, pentru că acum nu ne mai raportăm, începând de săptămâna trecută, la rata de infectare pentru modul de desfășurare a activităților de învățare, ci la rata de vaccinare a personalului angajat în școli. Față de săptămâna trecută, procentul angajaților școlii vaccinați a crescut la noi în județ cu aproape 4%, deci avem 76,07% personal didactic, didactic auxiliar și nedidactic vaccinat în școlile clujene și de asemenea a crescut și procentul elevilor vaccinați, am ajuns la 26,7%. Dacă mă întrebați în funcție la nivel de județ, de... iertați-mă, la nivel de județ, da, 26,7%, foarte puțin. Sigur că ne raportăm doar la cei cu vârsta de peste 12 ani din cifra totală a elevilor care se pot vaccina. Din totalul unităților de învățământ, practic 374 își vor desfășura luni activitatea cu prezență fizică la școală, iar 63 de unități vor continua să desfășoare activitatea online. Dar vorbim de unități de învățământ cu efective foarte mici. Majoritatea sunt unități, sunt structuri, sunt unități din mediul rural, unde funcționează fie o singură clasă în regim simultan, eventual o grupă de grădiniță și atunci, dacă este un singur cadru didactic care nu este vaccinat sau dacă din două cadre didactice doar unul este vaccinat, sigur că aici rata de vaccinare este mică. Deci această anomalie, doamna inspector general, există și la Cluj această anomalie. Sigur, nu sunteți, n-aveți patentul ei, e de la București, de la Ministerul Educației. Cu acest procent grozav, că dacă sunt vaccinați în proporție de peste 60, școala Duduie merge, deci în mod fizic se întâmplă ceva. Dacă nu... practic se trece în online. Nu simțiți o anomalie, dincolo de faptul că sunteți inspector general și direcția vine de sus, de la minister, pentru că toată lumea invocă faptul că timp de un an jumate, doi ani, s-a pierdut foarte mult din calitatea învățământului prin acest sistem online. Iar acum această abrambureală cu procente, din nou vine și pe dumneavoastră, profesorii, și pe părinți, și pe elevi, îi dărâmă pe toți. Și practic vorbim de un sistem educațional în România care suferă foarte mult și nu este de calitate. Scurt. Da, așa este. Noi am avut o discuție zilele trecute cu reprezentanții ministerului. A fost o întâlnire în sistemul de videoconferință cu inspectorii generali și am avut promisiunea domnului ministru că va încerca să discute la nivelul guvernului o combinare a celor două modalități la care ne raportam pentru funcționarea în format fizic, în sensul că în localitățile în care rata de infectare este mică, să se țină cont de acest indicator și nu neapărat de rata de vaccinare. Deocamdată ordinul nu s-a schimbat, o să vedem ce se va întâmpla. Până la urmă, unitățile de învățământ își asumă, printr-o decizie a Consiliului de Administrație, modul în care își vor propune să funcționeze, pentru că
sunt și alți indicatori. Vreți să spuneți că există un fel, iertați-mă că vă întrerup, un fel de autonomie locală din acest punct de vedere? Da, da, pentru că sunt și unități. Dați-mi și câteva cazuri. Vă pot da două exemple în care nu este vorba de rata de vaccinare, care este peste 60%, dar în care sunt probleme de infrastructură școlară. De exemplu, la Câmpia Turzii s-au efectuat lucrări ample de modernizare a unui liceu și încă nu funcționează sistemul de încălzire. Și pentru acest motiv, sigur, școala a decis să rămână în continuare online, poate încă o săptămână, vom vedea, pentru că nu pot expune elevii să stea în frig. Deci este o decizie pe care ei și-au asumat-o, chiar dacă, conform ordinului, rata le-ar permite să vină în format fizic. Sau avem câteva școli, sigur, tot așa cu efective mici, în care peste jumătate din numărul de clase sunt în această perioadă în izolare, carantină, din cauza apariției a unui caz de COVID în colectivele de elevi și atunci au solicitat să rămână două săptămâni online pentru a ieși total aceste clase din izolare. Deci sunt situații punctuale pe care școlile le cunosc și iau o decizie ținând cont de toate aceste aspecte, iar noi nu putem decât să fim de acord, pentru că ei cunosc cel mai bine situația pe care o au. Aș zice că e și bine și nu, și dumneavoastră mă puteți contrazice, pentru că nu există o direcție clară, o directivă clară prin care toate școlile să fie cumva uniformizate din punct de vedere al ceea ce înseamnă venirea la școală în mod fizic, pe baza unor criterii foarte, foarte clar delimitate. Ori această, să spunem, alegere în funcție de faptul că o școală nu are căldură, altă școală nu are un corp gata, finalizat și tot așa, arată că sistemul educațional, în general, în România, nu este unul supravegheat, așa cum ar trebui, de specialiști, care ar trebui să dea direcția clară încotro ne îndreptăm. Sunteți profesor și știți mai bine ca și mine faptul că s-a pierdut foarte mult în acest timp cu pandemia și cu școala în online din calitatea învățământului. Cum simțiți dumneavoastră și în cât timp vom recupera pentru elevii care au trecut prin această perioadă și profesorii să se recupereze materia și să se ajungă la un nivel bun, ca să nu mai aducem în discuție testele PISA de care se tot vorbește și unde suntem pe ultimul loc de fiecare dată? Cred că la următoarele teste PISA din nou o să fie România pe ultimul loc și datorită guvernării educaționale prost manageriate, nu de dumneavoastră, de la minister în jos. Ați adus mai multe aspecte în discuție și dacă timpul ne permite, aș vrea să nuanțăm un pic. Deci, odată supraveghere există. Deci, noi monitorizăm tot ce se întâmplă în școli, fie că activitățile se desfășoară fizic sau online. Până la urmă, este mai bine ca decizia să fie acolo, la nivel local, pentru că discutam ieri cu un primar din județul Cluj, într-o școală mică, unde ai două cadre didactice, din care una este vaccinată, sigur că ar trebui să rămâi online. Și totuși mi-au explicat că nu au decât două cazuri de COVID la nivelul localității, deși rata de infectare e mică, și că ei își asumă să aducă copiii cu prezență fizică la școală. Nu putem să uniformizăm și să generalizăm o decizie la nivel, nici măcar la nivelul județului și cu atât mai puțin la nivel național. Important este ca noi să știm ce se întâmplă în fiecare unitate, să vedem argumentele pe care le invocă și să putem să fim sau să nu fim de acord cu ei, pentru că am mai intervenit și am mai reglat situații acolo unde exista comoditate, pentru că să știți că a intervenit această comoditate și în rândul elevilor și, din păcate, și în rândul anumit... Vă rog, vă aud. Și în rândul anumitor colegi, am avut impresia că s-a întrerupt, că este mai comod din confortul locuinței, de acasă, să poți... Păi de asta spuneam, de un soi de uniformizare, aplicație, directivă de sus. Mai avem un minut, doamna inspector general. Concluzia va aparține la ce probleme am ridicat. Vă rog. Da, legat de testele PISA, să știți că și aici este o întreagă discuție, pentru că sistemul de educație din România nu este corelat cu modul de testare PISA. Deci la noi se predă într-un anume fel, evaluările la ieșirea din sistem sunt în alt fel, iar concepția testelor PISA este de cu totul altă natură construit. Și atunci, până nu vor fi reglate aceste lucruri, noi nu avem cum să avem rezultatele pe care le au alte țări la testările PISA.
Deși s-a încercat modificarea curriculum și evaluarea mai degrabă a competențelor decât a cunoștințelor, pentru că încă la noi copiii capătă cunoștințe și nu știu să opereze cu ele. Să sperăm la o emisiune viitoare, doamna inspector general, mulțumindu-vă pentru amabilitatea cu care ați răspuns provocării mele, să avem un timp mai larg pentru a discuta astfel de probleme serioase. Pentru acum vă mulțumesc foarte mult încă o dată, vă urez o seară bună în continuare și dumneavoastră, doamne și domnilor, că ne-ați urmărit, vă mulțumesc, un weekend liniștit cu bine, sănătate!